Da, doamna Bârzilă, ar fi poate cel mai important lucru de astăzi dacă încep negocierile și vreau să încep mulțumind românilor civili, populației care exemplar s-au mobilizat pentru a ajuta, au ajuns și în Banat, în Timiș, la noi, refugiați. Și încă o dată a pierdut administrația noastră, care nu este organizată, pentru că am primit mesaj venind spre dumneavoastră că s-au activat rețelele de trafic de persoane și că tot ce vedem noi acum în online, veniți la noi, scrieți-mi pe privat că vă cazăm noi, asta trebuie să dispară. Deci nu pot fi luați oamenii decât oficial de administrațiile locale, de administrațiile centrale. Asta este unul. Da, dar mă iertați, cunosc personal oameni care au cazat refugiați și sunt oameni înțeles, de bună credință. Am înțeles, dar sub control, doamnă, pentru că sunt am primit de la vamă, care au vrut să facă am primit chiar din vamă că s-au activat rețelele. Așa e în criză. Rețelele de trafic de persoană, aceste știri false. Doi, am văzut adăposturile pregătite de România. Păi sunt insalubre, nu se poate sta acolo. Evident că trebuie să populația civilă, dar să fie sub control, să se știe clar la ce familie se duc acești oameni. Și, sigur, m-aș bucura să existe și să citească și guvernanții noștri. Astăzi am fost criticată de o anumită persoană publică pentru ceea ce am postat acolo. Sigur că Ucraina și războiul este acum cel mai important lucru. Dar sub această umbrelă nu trebuie să uităm să guvernăm țara. Iată ce spune, nu eu, un mare strateg, Kissinger, fost secretar de stat al administrației americane. Acum două zile a spus acest lucru. S-a pierdut negocierea care era absolut esențială să nu se ajungă. Vorbesc acum ca mamă. Să moară copii, să moară tineri, să moară copiii părinților și așa mai departe. Kissinger, să știți, critică și administrația Statelor Unite, și Uniunea Europeană, și pe Putin. Practic, dacă nu s-a ajuns la masa negocierilor, așa cum erau și nu s-a respectat de o parte sau de alta niște înțelegeri trecute, trebuia să se ajungă tot între cele trei părți la o nouă negociere și la o înțelegere. Că spune fostul secretar de stat al administrației americane, niciodată nu se va termina cu o mulțumire egală din toate părțile. Trebuie să fie o insatisfacție suportabilă de către toate trei părțile. Și pe mine, sincer, pur și simplu nu înțeleg de ce. Exercițiul ăsta cu donat de sânge a guvernului, știți, e așa, o chestiune... Mie nu mi-a plăcut ce a făcut premierul. Deci trebuie să ne preocupe și să fim informați permanent, nu de dumneavoastră foarte bine faceți acest lucru, dar de oficiali. Dom'le, sunt românii protejați? Ce facem? S-a uitat și de protecția socială și economică, dar s-a uitat și de acest pericol. Pentru că dacă noi anunțăm, și am văzut că premierul a anunțat și au anunțat și alte state, că donăm muniție, va fi un cartuș în mâna lui Putin să spună, da, dar dacă statele membre NATO dau muniție, putem da mâncare, putem adăpost, putem da orice, dar să dăm muniție, îi dăm apă la moară unui om care acum e dezlănțuit.